Bine v-am la Fanatic Show. Știu că sunteți nerăbdători să aflați ce spun runele pentru săptămâna 13-19 februarie 2023. Așa că n-am să mai vă țin în tensiune. Vă rog să vă notați. E mai bine să aveți ceva de notat, să scrieți și să pornim pentru început, ca de obicei, cu prima zodie. BRB cu... E, pentru berbeci este un anunț foarte important. Fiți pregătiți să primiți un mesaj foarte important. Recepționați-l cum trebuie, pentru că e ceva care vă interesează. Am văzut berbecii care primesc mesaje. În schimb, taurii au o altă atenționare foarte interesantă. Este cazul să abordați cu totul altfel toate problemele care vă interesează. Cu alte cuvinte, schimbați tactica. Cred că nu e atât de complicat modalitatea voastră de abordare a problemelor. Dacă v-au adus insatisfacții, înseamnă că n-ați procedat așa cum trebuie. Deci, sfatul unei: schimbați tactica. Gemenii trebuie să fie pregătit ceamănul sau gemenii pentru o suită de schimbări majore chiar de la începutul săptămânii. Deci, cu alte cuvinte, aveți o săptămână de vis cu tot felul de schimbări pe care sunt mai mult decât convins că voi vi le doriți și le așteptați. Am văzut și gemenii ce primesc. Să vedem la raci. racii. Racii au un sfat extraordinar de mobilizator. Sunteți sfătuiți să dați la o parte absolut toate problemele, dar și grijile legate de trecut. Lăsați necazurile în urmă și pregătiți-vă pentru o săptămână mult mai bună decât săptămâna precedentă. Doamne ajută să fie într-un ceas bun și să vedem ce au leii. E lei bagă un pic în, în ceață pentru că una nu vrea să le spună cam ce se întâmplă decât într-un mod mai voalat. Foarte curând, veți afla un adevăr important care vă va marca viața sau, pur și simplu, o va schimba. Aici este totul karma. Ceea ce ați oferit, aia veți primi. De voi depinde dacă lucrurile sunt bune sau mai puțin bune. Să vedem și la fecioară. Ia uite, fecioara e pe cai mari. E prevenită de rună că va da lovitura și se va produce un salt calitativ, rapid, în existența nativilor din zodia fecioară. Deci, lovitura înseamnă că voi ați câștigat întuneva cam pe toate planurile. Iar saltul ăsta rapid și calitativ face altceva decât să vă îmbunătățească condițiile de viață și, mă rog, la locul de muncă. Hai să vedem ce se întâmplă pentru balanță. Uite, o rună bună după atâtea săptămâni în care pentru balanțe nu au venit decât rune mai grele, cu atenționări și pe latură de sănătate și pe dragoste și de toate. Litera F, adică de la Fehu, runa respectivă, vă previne că veți primi vești bune. Printre veștile bune s-ar putea să primiți un cadou surpriză sau pur și simplu o sumă de bani importantă. Bucurie mare în curtea balanțelor. Mai a apărut și soarele la nativi din zodia balanță. Mergem la semnul ăsta mai, eu știu cum să zic, mai ascuns, așa mai secretos, la tot ceea ce înseamnă scorpion. Scorpionii sunt preveniți că vor susține o mică bătălie. Dar asta nu este un lucru care trebuie să vă îngrijoreze, pentru că runa vă va ajuta la susținerea acestei mici bătălii și veți câștiga în mod sigur. Deci, mai vine câștigul de multe ori, nu numai prin dialog la un ton scăzut, și prin bătălii. Mergem la săgetători. Săgetătorii intră într-o săptămână de protecție divină. Runa este cea care vă oferă protecție și vă face să vă simțiți în siguranță este, cum să spun eu, singurul semn care vă va proteja de forțele malefice care vă înconjoară în univers și care ne înconjoară și pe noi, bineînțeles. Deci, o rună de protecție pentru nativii săgetători. Asta nu înseamnă că trebuie să faceți niște lucruri mai puțin plăcute pentru cei din jur sau chiar neplăcute ulterior și pentru voi faceți totul să fie bine și va fi în regulă. Să vedem și truditorul zodiacului, Capricornul. Pentru Capricorn există un mesaj foarte tranșant. Vă șoptește că trei să aveți răbdare. Deci, nu forțați mâna norocului. Surprizele plăcute sunt pregătite doar pentru capricornii care știu să aștepte. Capricornul de obicei este tumultos, și rapid, ca și berbecul, vrea să rezolve totul și de multe ori, forțând așa cum se spune, mâna norocului, poate să aibă și niște neplăceri. Adică să nu rezolve la parametrii respectivi problema pe care și-au propus-o să o rezolve. Am văzut și Capricornul, ce îi se oferă, Mergem la o zodie care în perioada asta este un pic tensionată, dar eu zic că nu e cazul să, să facă tensiuni în casa vărsătorului. Vărsătorii au simbolul dragostei pentru o săptămână. Deci ceva nou, fierbinte, o dragoste nouă și pasionantă. Cu alte cuvinte, de ziua îndrăgostiților, voi veți avea ocazia să, nu știu, să intre cineva în viața voastră, un domn, o doamnă, care să vă satisfacă din toate punctele de vedere. Deci, dragoste nouă și pasionantă. Așa să fie, dacă așa v-ați dori și voi, e perfect. Și ajungem la ultima zodie, la pești. Peștii care sunt în parte doritori de dragoste, dar vor și bani de multe ori, au o, un mesaj așa frumos de la Gifu. Runa lor este aproape o certitudine faptul că cineva care se gândește intens la voi vă va trimite un cadou minunat. Asta pentru că intrăm foarte rapid în, în zodia Peștilor și peștișorii noștri sunt foarte interesant să primească atenții. Și cine nu e interesat, mai ales dacă e și ziua ta de naștere, cu atât mai mult. Panda prognoza runelor pentru perioada 13-19 februarie să vă fie de folos și să profitați de toate sfaturile care v-au fost oferite în dreptul fiecarei zodii. Ce să spun altceva decât gânduri bune?